Un vis devenit realitate. Un vis pe care mulți dintre noi ar fi fericit să-l trăiască dacă ar avea ocazia să călătorească pe un vas de croazieră. Lina Berda e norocoasa care a ajuns să pășească pe scările cu Swarovski a unui astfel de vas. Dar cum a început totul, ne va spune chiar ea. Astăzi este în platoul Vorbelor Bune. La fel ca de obicei este în costum popular, cu toate că acolo pe croazieră nu ți-ai luat costumul popular. Sau l-ai luat? Din potrivă, Ia mi-am luat-o. Ia, da. Așa. Ei, Ia e la modă, știi? Da, Ia a fost cu mine și chiar am îmbrăcat-o cu mare drag și am cântat și am făcut și live, adică am fost împlinit. Așa, draga mea, în primul rând, unde ai fost tu pe croazieră? Pe Marea Mediterană. Așa. Povestea a început din Genova. Și după care am fost în Malta, o zi pe mare, în Taranto, în Siracusa, iarăși o zi pe mare, în Roma și ne-am întors înapoi în Genova. A fost un cadou sau ce l-ai făcut singură? Vreau să zic că n-a fost un cadou, a fost pe bune meritat, adică am muncit ca să ajung pe croazieră. Și înțeleg că ai fost singură, n-ai fost cu bărbățelul. Păi din start am vrut să merg cu Victoria. Arcadie fiind în Dubai, zic, uite, dar el ești... în Dubai ce face? El a fost în Dubai cu munca, am muncit 3 luni. Păi tot a fost cu munca, eu nu? Eu am combinat munca și odihnă. Și zic, tu ești în Dubai, dar noi cu Victoria să mergem pe croazieră. Le spune că bine, foarte ok. Ei, planurile un pic s-au schimbat, Victoria cu activitatea ei, fiind studentă în Oradea, mami, mi-a apărut altceva, un nou proiect, care tot am să merg în Italia, așa că poate le-ai pe tati cu tine. Ei, zic, tu cum te uiți, dar Arcadie spune, pe croazieră, dar nu vreau eu pe croazieră, dar du-te singur. Și până la urmă totuși l-am convins că să meargă cu mine pe croazieră. Și așa s-au aranjat lucrurile că nu ne-a reușit să mergem împreună și el zice că dacă nu mi-a reușit înseamnă că eu stau acasă și duc singură. Eu eram de gata să merg singură. Mm-hmm. Dar, mă rog, fiind în club, eu zic, fetele, cine vrea să meargă cu mine pe croazieră? Pe o săptămână. Ei, doritoare, evident că băi, au fost. Asta zic. Da, și deja la lucru mai puțin, dar la odihnă. Și am fost 3 doamne, am fost, ne-am odihnit frumos, ne-am distrat, am savurat. În fiecare dimineață, vreau să zic, la ora 5:30, eu eram deja la balcon. Mm-hmm. Cabina noastră era cu balcon și savuram răsăritul de soare. Atât de frumos. Și după care vreau să zic că în toată săptămâna eu n-am reușit să explorez toată croazieră. Adică foarte vasul, mare. Dar cât? Da. Ce lungime? 330 de metri, așa. 19 etaje. 19 etaje! De da, noi eram la nivelul 14. Așa. Foarte Swarovski, frumos. Am văzut. Ce mai? Adică chiar toate scările alea erau din Swarovski? Toate. Și nu ai luat vreunul. Nu, dar nu puteai să le iai. Eu atunci când am făcut cunoștință cu clubul din care fac parte și mă uitam, fetele pășesc pe pietrele Swarovski, zic, cum, vreau și eu. Din start zic, vreau și eu să ajung să pășesc pe scările în pietre Swarovski. Și uite că visul meu, eu zic, eu un adidas, dar pășesc pe pietrele Swarovski. E ceva foarte frumos. E extraordinar. O deservire la cel mai înalt nivel. Și distracțiile, câte scări de... 6 scări într-o parte. Într-o direcție? Și 6 deja în partea cealaltă. Adică așa când cobor. 3-3, da. Ca în Titanic, așa, da. Foarte frumos. Acolo, în genere, eu cred că fiecare din noi, măcar o dată în viață, trebuie să pășească. E tot așa ne-am zis. Bătrâneții au să fie pe croazieră. Dar vreau să zic că atunci când nu știam ce înseamnă croazieră, asta și-mi imaginam că, de fapt, numai cei în vârstă, cei pensioneri, pot să-și permită să călătorească. Dar fiind pe croazieră, am văzut că, începând de la copilași de 6 luni de zile, deja cu părinții, împreună cu familia, călătoresc pe croazieră. Pentru ei o distracție extraordinară. Acolo totul este all-inclusive, totul este poftim, distrează-te până... Nu reușești să vezi tot ce este și să te distrezi. Ai făcut un experiment cu un pahar cu apă. Da. De ce l-ai făcut? Păi toți zic că atunci când ești pe mare, aerul de mare și valurile sunt foarte mari și croaziera dansează pe apă, dar vreau să zic că uitați-vă, absolut deloc. Da, un pic,
un piculeț, rău de mare nu am avut, asta dimineața la ora 6 era făcut filmulețul. Și fix asta vreau să întreb, rău de mare n-ai avut? Am mers în primăvară pe un văsșor și așa, a fost destul de vesel. Da, atunci când am fost și eu pe mare ghidighici, da, eu îmi părea că mă amețești capul. Aici nu are cum, deoarece e foarte mare vasul. El este foarte bine echilibrat, adică nici că acum, când ne-am pornit din Genova, eu nici nu am înțeles când ne-am pornit. Eu mi-am dat seama puțin mai târziu, peste câteva minute, parcă ceva, când m-am uitat la pe geam de la balcon, deja noi eram, pluteam, da. Adică nu am mers, da. Pe linie de partire. Mâncare, acum, all inclusive, comandare. Păi de mâncare nu mai zic nimic, de mâncare puteai să mănânci dimineață, 24 de ori. Până nu se vede. Dar eu atât am mâncat, fetele mă râdeau, au spus, Lina, tu atât de mult mănânci, tu unii pui kilograme. Eu nu știu, la mine metabolismul lucrează foarte bine și mâncarea tot, all inclusive. Noi dimineața și la prânz mâncam în bufet, așa, în cantină. Iar seara ne duceam în restaurant. În restaurant puteai să faci comandă același fel de bucate de 2-3 ore. Ți le aducea fără nicio problemă. Adică nu... Acolo un pic... cu ceea ce ține cu băuturile alcoolice. Adică, da, ele sunt, dar sunt foarte... Adică sunt costisitoare, sunt scumpe, deoarece vă dați seama că dacă vin și vor să servească foarte, foarte mult, mintea deja... băută, nu pot să... Adică așa e un pic... Dar ceea ce ține de sucuri, apă, mâncare, este all inclusive. Distracție. Ceea ce ține de clubul prin care am fost eu, nu știu ceilalți cum achită. Da. Distracții. Ce fel de distracții? Ce se întâmplă pe o croazieră? Am avut parte de discotecă în hainele albe. Și absolut toată lumea era îmbrăcată în haine albi. O frumusețe extraordinară și acolo în aer liber, muzică, vântișorul cela de mare, aerul cela plin cu iod, e ceva formidabil. Și dar nu mai zic că fiecare restaurant muzică vie, vrei dansezi, vrei nu dansezi, ziua făceam exerciții bine, din viorare, fitness, gimnastică, da, ca să nu punem kilogramele, sală de sport este, adică este la dispoziția, Elena dansează, sală de sport este la dispoziția fiecăruia, poftim, ai antrenat mușchii, poftim, pentru copii nici nu mai spui nimic, acolo pentru copii topoganele și aquaparcul și apa cu apă din bazinul cu apă de mare, jacuzzi, bazin pentru copii aparte, încălzit, adică apa era călduță, că, respectiv, mă rog, să nu răcească. Deci... trebuie s-a meritat. Dar vreau să zic că eu m-am odihnit, dar mai tare m-am obosit. Eu toată ziua, într-o parte în alta, Lina Uni, hai să ne schimbăm, hai să mâncăm, că cât se poate atât de mâncat. La mine, chiar și la ora 12, ne duceam și luam pizza și mâncam pizza cu cafeluță, cu suc. 12 noapte? 12 noapte. Asta vreau să zic și eu, să înțelegem. V-a făcut poftă de vacanță, așa, și mie mi-ai făcut. Mersi, dragă, mai bine te chemam, știi? Nu, trebuie să împărtășim experiențe, că așa ne mai molipsim și adunăm vise, da, pentru că este foarte, foarte important. Ai un scop, muncești mult și îl realizezi. Da, cu Doamne ajută, așa că dacă cineva își dorește și este interesat cum Lina a ajuns, apelați că eu cu mare dragă am să vă încerc să vă ajut și să vă ghidez, să vă spun, să călătoriți și voi în jumătate de ani din cotul clubului, de ce nu?